După ce Monica Gabor și Mr. Pink s-au despărțit, au ieșit la iveală mai multe detalii din relația lor. Se pare că lucrurile nu erau tocmai roz, iar fiecare acțiune a Monicăi era atent monitorizată de Mr. Pink. Cei doi aveau o relație extrem de restrictivă potrivit spuselor unor apropiați ai acestora. Așa că imediat ce a scăpat de influența iubitului, Monica Gabor a venit în România. Aceasta a mers acasă, în orașul natal, unde alături de surorile ei s-a ocupat de mormântul părinților. La un an după ce și tatăl lor s-a stins din viață, cele trei tinere au mers în cimitirul din Bacău, unde au avut grijă să aranjeze totul. Surorile s-au ocupat să inscripționeze numele tatălui lor pe marmură și să pună o fotografie cu el, așa cum au făcut și pentru mama lor. Mai mult, acestea au pus și ghivece cu flori și lumânări. La înmormântarea tatălui său, Monica nu a putut fi prezentă. Atât ea cât și sora sa Ramona au luat parte la slujbă prin apel Skype. Pentru aranjarea locului de veci s-a ocupat Monica, aceasta scoțând din buzunar în jur de 2000 de euro potrivit apropiaților săi. Fetele ajung rar la mormânt, dar oamenii de aici au grijă să fie curat și să ardă lumânări mereu, dau și cu tămâie. Se mai fac și pomene aici la cimitir, mai împart pachete cei din familie, dar am înțeles că și fetele organizează în străinătate unde sunt ele, au spus angajații din cimitirul Bacău.